Canalul Bega își redobândește farmecul pe 18 și 19 octombrie, când celebrăm Zilele Canalului Navigabil Bega Verde, un eveniment inițiat de administrația Canalului Navigabil Bega Timiș. Vineri de la ora 12, copiii de la școala gimnazială în numărul 19 Avramiancu și Colegiul Național Bănățean se vor plimba cu vaporașele puse la dispoziție de STPT și vor afla mai multe despre ecologizare, biodiversitate și rolul canalului Bega în istoria transportului de persoane și mărfuri. Sâmbătă, în schimb, de la ora 10 avem treabă. Ecologizăm malurile beghei de la uzina de apă până la piața Badea Cârțan. Administrația bazinală de apă banat va interveni cu echipamente specializate, iar voluntarii din instituțiile partenere și un grup de persoane din penitenciarul Timișoara vor participa la colectarea deșeurilor de pe malurile Begheiului. Noi vom fi acolo. Suntem parteneri și ne dorim același lucru pentru Timișoara. Timișoara și pentru mediu, administrația canalului navigabil Bega Timiș, administrația bazinală a apelor Banat, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Șeuri Timiș, Societatea de Transport Public Timișoara, Inspectoratul Județean Școlar Timiș, Horticultura Timișoara, Agenția Națională pentru Protecția Mediului Timișoara, Palatul Copilor Timișoara și Penitenciarul Timișoara, transmit reprezentanții primăriei municipiului Timișoara.